surprinse în 6 ani de zile. Fac din asta un produs pentru români, adică românii au posibilitatea să parcurgă acest traseu pentru a cunoaște România profundă și România alternativă. Eu sunt pasionat de România, deci merg de peste 20 de ani și cred că mi-ar trebui încă 3 veți să descoper România, pentru că atât de pasionat sunt de această țară. Voi rămâne veșnic un explorator, deci nu o să mă transform într-un fotograf, pentru că motivația următoarea. Fotograful pierde foarte mult, deci el rămâne cu captura, dar pierde clipa. Eu nu voi face niciodată așa ceva. Și Dobrogea și România e tot acolo. În viziunea mea, Dobrogea nu suferă că nu ne-am dus noi să o pozăm. Ea va fi veșnic acolo, încerc doar să văd. Omova de la Nufăr începe Dobrogea misterioasă. Deci, practic, sunt un călător veșnic și consider că am ajuns la maturitate. Și, practic, va trebui să fie cadoul meu pentru România acest traseu. Camuflage, oh, oh no, anda. Și am alergat să mă găsesc, și alerg în jurul lumii, oh yeah, și alerg în jurul lumii. Și am alergat să învăț să iubesc, și alerg în jurul lumii, oh yeah, jurul lumii. Trebuie să fim mai buni, oh, să nu ne lăsăm conduse inimile de minciuni, oh, caut să am puterea să pot să visez, să nu mă opresc din drumul pe care îl urmez, oh. Și ce mă face să nu cedez, gândul că sufletul meu nu e singur. Nu-i singur în această lume, printre suflete reci bazate pe sume. Caut iubirea ce se ascunde în inimile noastre crude. Și am alergat să... Am venit de multe ori prin mărcini, prin Dobrogea, cu Vali, el cu rucsacul, eu cu turiștii. Și vreau să vă spun că cu telefonul lui a făcut minuni pe internet. A descoperit la mărcini, a redescoperit după 40 de ani un șarpe. Mi-a trimis fotografia și a zis, bă, e o viperă. Nu a fost pus un balau dobrogean, care n-a fost văzut de foarte multă vreme, l-am pus pe internet și a fost o vulpă de nedescris pentru o perioadă, cu fotografia făcută de... Cu telefonul meu. Deci aici treaba e clară. Deci au descoperit. Are de profit acum la un pic de ocazie, că e atâta lume aici, mulți prieteni, să vă spun că frumusețele astea de temple sunt exportate acum și afară din țară. Cu ocazia Zilei Naționale a României, am o expoziție foto în Franța, sunt invitat de comunitatea românească de acolo, la o expoziție 40 de fotografii mari, Delta Dunării, cu un autocran, un aici pe noi. Așa că de aici vale următorul pas, România și mai departe și mai departe. Te urmărim pe Facebook. Okay. Am făcut telefonul cu un aparat bun, sunt mediocru, așa că rămân bun pe telefonul meu, am ales nișa. Okay. Felicitări pentru ce realizați și să știi să pot să-ți iei aparatul, că nu e concurența. Da. Este rog, este rog. Voi... Camuflaje! Camuflaje.